Cine de acord? Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizărilor sume destinate scutelor, din acest primar comun. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hartei numărul 16 din 1907-2016, privind stabilirea normativelor scopului de cheltuire pentru Consiliul Local și Primăria Comunei Sândulei. Inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit către familia domnului Neagu Valentin din satul Zeșești, Comuna Sândulei, județul Bacău, a materialelor recuperate de la vechea acoperișă a școlii Zeșești, ca urmare a derulării investiției, schimbare gris și refacere șarpanță școală Zeșești. Inițiator primarul comun. 4. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielor de transport al cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe teritoriul Comunei Sândulei. Inițiator primarul comun. 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către domnul Marin I. Vasile asupra vechei de 180 de metri pătrați, teren curs construcții și doar într-un avion în statul Sândulei, Comuna Sândulei, Vesul Bacău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind demararea procesului de concesionare asupra vechei de teren ocupate de lucrarea investiției Punte Auto și pietonală peste râul Tazlău, în punctul Mateiești, Comuna Sândulei, Vesul Bacău, aflat în albia minoră a râului Tazlău, terenul aflat în proprietate publică a statului român și administrarea apelor române, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui studiu de teren, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii alocației valorii a normei de hrană, precum și aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană personalului poliției locale Sândulei, inițiator primarul. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sândulei, județul Bacău, pentru anul 2017, inițiator primarul. La punctul 10 diverse. Deci spunem la vot ordinea de zi. Obține. Deci trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cutelor. Da, bună ziua. Știți că la începutul anului, prin proiectul de buget local, au fost alocate o anumită sumă. Părintele de la Scufu, Biserica Romană Catolică, dorește începerea lucrărilor de la Biserica Catolică de aici, de la Sândulei. De asemenea, mai primit o cerere de la evangheliști, biserica de la fostul cămin cu bărbat, pentru niște scaune, au niște scaune foarte vechi. 1500 lei costă scaunele, da? Toți banii care sunt acum pe curte sunt 24.000 de lei și propun 22.500 către Biserica Romană Catolică Sândulei, care da. Și 1500 lei pentru biserica. Sunt dator domnului Ilean cu o explicație. Și chiar acum domnul Ilean am notat explicația pe care trebuie să vă dau. Anul trecut biserica Sândulei, cum asta știu mai bine, a primit vreo 35.000 de lei. Dacă rețin eu bine, nu știu cât, vreo 35. Biserica vreo 55.000 de lei. Iar biserica Coman vreo 20.000, dacă rețin eu bine, sau mai mult de 20.000. Deci bisericele Sândulei, Vrecșești și Coma, în vedere că anul trecut au primit, încercăm să ne ducem și pe alte biserici, astfel că sunt pe discuții între... Apropo de biserici, poți primi ceva lemn, avântor la lemn? Nu, legislația nu ne permite să dăm lemn. Așa, da. Teoria și poți să... trebuie să-și ia ceva în loc, sau să-și strângă fonduri. Da, când s-a putut, n-a avut timp. Deci la culte, din ce știu, la început de an, au fost aprobați vreo 300 sau 30, nu? Și s-au cam finalizat pe anul ăsta, vreunții, nu? Da, toți, toți. Deci, am mai dat 5.000. 5.000 pentru Biserica Evanghelică. Atât. Da, deci s-au cam terminat. Nu? Da, s-au terminat toți. Dacă mai solicită cineva da, pe anul ăsta? Nu sunt. Nu, zic, dar dacă, dacă solicită, dacă va fi o rectificare de buget și cum bani, e la. E rectificare de buget. Trebuie să ținem cont de greșit, e biserică de om. Da, da, ținem cont. Am zis, nu. Da, eu sunt conștient că trebuie ajutat pe greșești și am ajutat, că este biserică nouă. Dar mergem și pe o chestiune. Dar am trecut a fost de la zicere. Nu poate face rectificare, trecem și așa. Fac legătură cu domnul Marian Lungu când a zis să mai țin coși din numărul de familie. Voi erați 20 de familie și noi suntem 120. E tot una. Dar mi-am zis că sunt... Dar e echilibrat. Nu mai putem. E un procent capturi. Deci eu trebuie să fiu foarte echilibrat față de religii. Trebuie să fiu corect față de religii. La nivelul Comunei Sândulei,
poate procentajul este o diferență de 10% în plus față de ortodoxi. Făcând un calcul și un calcul de sumele date către Biserica Ortodoxă și sumele către Biserica Catolică, sumele date către Biserica Ortodoxă este mult mai mare. Adică, cu toate că procentul este doar de 10%, mai mult de atât. Eu sunt niște criterii, puteți să mă combateți dacă nu zic corect. Mai mult de atât. Aveți o biserică în construcție, e ok, și aș dori ca Biserica de la Verșești și celelalte biserici ortodoxe să renunțe, pentru ca banii să se ducă, să-i ajutăm pe cei care sunt în construcție, așa și aici, la Capoana. Este o biserică catolică în construcție, renunțăm celelalte biserici catolice, astfel încât să ne ducem cu o singură biserică. Oameni, nu se poate să te duci toată biserica. Nu ai atât de mulți bani. Nu ai bune. Fiecare, spre exemplu, dau un exemplu, se solicită foarte mulți bani. Nu ai bune să dai atât de mulți bani. De exemplu, o biserică, nu știu, da, biserica de acum, mi-a solicitat acum, cred că 5-6 de mari, dar n-ai de unde să dai. Dacă n-ai de unde să dai, adică noi am avut niște proiecte pe fonduri europene și canalizare și am reușit chiar în alte, pe ultima zi, să promit toate, să obținem toate acordurile. Cheltuielile au fost foarte mari, adică dacă noi ne-am fi dus pe niște cheltuieli care nu ar fi reflectat obținerea de anumite investiții, ne-ar fi fost foarte greu. Da, întrebări. Mai sunt întrebări? Ce vă numai vorba? Cine era acolo? Da. Acțiune? Conștitivă? Încădere. Proiect de hotărâre privind modificare HPL numărul 63 din 11.07.2016 prin stabilirea normativelor proprii de cheltuie pentru Consiliul Local și Comunia Comunei Sântului. Știți că am achiziționat un Duster, o singură mașină, Dacia Logan, fiind în administrația primăriei Sântului, am un consum de 200 de litri pe o lună de zile. Acum, cu aceste fonduri europene, este foarte greu să duce la București și la Iași. Cu o singură mașină care este foarte greu. Cam rapid, când noi am cumpărat un Duster, am cumpărat și noi un Duster și ne-am asimilat, să zicem, asimilat. Am întrebat și pe asimilat cât a pus fără situații de urgență. Adică, situații de urgență. A pus un consum, domnul secretar, de 180 de litri pe lună pentru Duster, astfel încât să completezi cheltuielile și de la Rodan, nu trebuie să se consumă, că el consumă puțin Duster. 7 lucrări. Cât? 7 lucrări. Nu, 7 lucrări? Era sigur. 7 lucrări. Dar am făcut prima dată un consum, acum e 7 lucrări. Și am crezut că o să consum mai puțin. A 6% trebuie să faci pe 6% la 50%. Nu, dar... Nu, la drumul rus costă mai puțin. La drum întins, la drum întins costă mai puțin. Nu, nu costă. Dacă mergi cu 60, cu 6, costă 6%. Păi da, dacă n-are voie, am văzut 6 sau 1. Nu, nu e. 7. Ia 7? Dacă mergi cu 6, cu 1,5. E 7 de niște. 1,5. E venit din motorie. Motorul 1 nu consumă 5. 4-4 de ani. Să nu uiți niciodată 4-4, consumă mai mult. Da. Și are tonul jumătate. De ce... Asta e, da? Da. Cine e de acord? Da, dumneavoastră aveți... Da, nu. Tu poți fi văzut la ține? La punctul 3. Proiect de autorizare prin aprobarea acordării cu titlul gratuită de familia domnului Neagu Valentin din Satul Verșești, la materiale recuperate de la vechea acoperișă a școlii Verșești, ca urmare a derulor de investiții. Schimbare griji și reparte și la soamnă. După cum știți, la școala de la Verșești s-a întocmit o notă de constatat o expertiză pe acoperiș pe grinzi. În momentul când s-a dat jos rapița aia, s-a constatat că mai mult de 30% sunt putere. Inginerul proiectant, verificatorul de proiect, inclusiv expertul, au solicitat schimbarea acoperișului. Avem nota de constatare. Problema este că tabla este bună, dar nu poți să o mai folosești. Și încercăm să o folosim, facem un gard. Neagu, că venim la Neagu, să știți că nu primăria Sânduieni construiește casă. Deci întotdeauna, spre exemplu, la Stufu, că primăria Sânduieni construiește nu. E un ONG Sfera, care contribuie cu achiziționarea de materiale, cumpărarea de materiale în valoare de 24.000 de lei. Primăria Sânduieni nu a dat niciun leu până acum.
Mai mult de atât, pe această acordare cu titlu gratuit, propun de asemenea materiale cumpărate vechiul acoperit, plus 5 uși de la școala de la Verșești. Ușele care nu mai pot fi folosite la școala de la Verșești, având în vedere că insul solicită uși de metal, uși de cealaltă fiind din termopan. Va fi foarte greu pentru acoperiși. De mâine, polițiștii locali vor sta permanent acolo, vor pune deoparte tabla, vor pune deoparte materialele, grinzele care va... Pentru că la un moment dat trebuie să te duci cu o comisie să măsori cât ai. Pentru că sunt căpuri foarte buni, foarte buni. Sunt căpuri 10 pe 10, gealuiți și nu știm ce să facem cu ei. Și în următoarea ședință o să propun vânzarea celor căpuri. Pentru că nu ai ce faci cu ei, dar poate cumpără cineva. Acei cumpără, are ce să facă. Sunt foarte buni, să știți. Luci. Luci, asta e. Iar cu etajul a dat căpuri de 15 pe 15. Am zis, domnule, dăm 10 pe 10. Nu pot, 15 pe 15. Și atunci căpurile aia nu ai cum ce să-i folosești. Nu ai cum să văd, dar nu poți să-i dai nici la foc. Și atunci... poate recupera ceva. Da. Iar la Neagu, nu pot să spun câți metri pătrați. Da, Ionel, cât e o cărasă? 7 pe 8. 150 de metri. 150 de metri pătrați de tablă. Grinzi cât este? 3, 4 metri, 5 metri și 1. Nu depinde, mă, cu bucăți. Iar acoperișul nu e iertat pe zi. Nu e estimativ din avasele, că doar acum... Nu poate fi nebun de 7 ani, vezi ce ar trebui. Ca suprafață de tablă. Eu mi-am zis asta că am adus cine. Nu mai are cu cine de tablă. Tablă, nu am spus. Eu eram un calcul. Deci... 10%, 10%, 40%. 40% de prezintă. Păi n-are 50 de metri, dar sigur n-are 50 de metri. Dar până 50 de metri, dar... ca să fie, deci... Totuși trebuie poate mai puțin. Vine acoperișul în două mari, ori 4 metri în înălțime, 8 ori 4, 32, ori 32... Ne-am asigurat. Mai a pus 150 de metri. Dar noi atunci când ne ducem să facem un proces de verbal de punere în mobile. Da? Și se va măsura lucrurile. Da, deci, da, da. Proces verbal de punere în mobile. Eu nu pot să zic că le-am dat 150 de metri și acolo sunt 70 de metri. Deci mai bine spune mai mult să mai rămână, adică să pune și mai trebuie să mai pune în coloană. Sunt doar pune, poate în asta. Că ele nu sunt introduse în inventar. La sfârșitul anului, în baza procesului de verbal, ele vor fi introduse în inventar. Și atunci eu, dau o hotărâre din Consiliul Local, dacă merg pe inventariere, merg cu 70 de metri pătrați. Și mai mult de atât, ai și o toleranță, ne-am asigur. Dacă ai 100 de metri, ai 20% toleranță. Dau un exemplu. 10-20. Dar să ajungem acolo. Cine e de acord? De acord, da. Da. Nu mă atât de acord. Eu m-am avut o vacă. Vrei că nu trebuie prevent de acontare cheltuielor de transport al capitolului didactic. Care ne spune locuințe de teritoriul comunitar? Cadre didactice au depus, domnul director a depus, o salarie. Au depus state de plată, primind de contrare și cadre didactice de materie. Eu sunt de acord cu decontarea, dar nu am anumite condiții. Sunt copiii dumneavoastră, sunt copiii noștri, nu putem să ne batem jos de copii. Sunt de acord cu decontarea, conform legii, n-ai cum să nu. Dar nu se ia la matematică. Eu acum sunt consiliu de administrație a școlii, dacă nu vreau voie, nu vorbesc și eu. Sunt de acord, foarte tare de acord, dar anul viitor, dacă ia 50% capacitate, nu ca anul ăsta, o la 5%. De 5 copii ai. 5 copii la matematică, din 44 de copii. Dacă ia 50% capacitatea, sunt de acord. Sunt de acord. Dacă ia... Primăria. Eu nu sunt de-a poate de contare. Dacă ia 50% mama, nu sunt la fel, nu se poate. Dar au luat 5 copii. 5 copii din 45 de copii la matematică. Adică nu este 86 de copii. Nu poți, adică îți faci joc de copii. Acum, problema este că sunt cadre didactice foarte bune, care au rezultate foarte bune. Doamna profesoară din română, doamna profesoară din română, din adresie, ca să-mi dorim. E o situație puțin mai atipică.
Dar trebuie să facem ceva. Eu nu accept 5 copii din 45. 6 copii, 8 copii din 10 copii din 44. Adică nu măcar 50%. Nu e nouă ce 5 copii, fiecare bărbat și ajuns copii și continuu. Ceea ce mă deranjează pe mine și eu sunt cadru de intrat, se dă vina numai pe părinți. Acum, cineva să analizați. Oare chiar numai părinții sunt de vină? În unii cazuri sunt și părinții de vină. În totalitate? Nu totalitate. În unii cazuri. Dar în unii cazuri, prima dată, contextul care știi să... Cum să învețe? Eu știi că mergeai cu mine la unei și am făcut o plață, vreau să fac o ecuație. Și nu m-aș spune cum să fac o ecuație. Așa și cum și profesorul. Te știi cum să-i explici copilul. Nu? Nu știu și copii. Am și eu o întrebare. Că noi avem acum aproape 2 ani de când suntem în formula asta împreună. Tot vorbim despre subiectul școală, dar niciodată nu am adus aici o persoană din cadrul școlii. Deci, mai pe românește spus, asta e ca un fel de vârf aici. Nu, nu, deci dacă nu sunt ambele părți, fiecare să-și pună problema, nominalizate exact unde sunt problemele, discutăm cam inutil. Nu pot să spun că eu vorbesc că nu știu dacă trebuie să întreb în partea altă, dacă subiectul este perfect. Eu nu pot, suntem o familie. Nu pot să dau familie, o jucată cu neluit și lui găi nu. Și apoi este iar o altă problemă care se întâmplă. Sunt o groază de materii la care la școală, în loc să fie un singur profesor pe numit domeniu, avem câte 3 profesori de matematică, 3 profesori, 2 clase împărțite într-o parte, 2 într-o parte. Dar vorbim de matematică sau... Nu, vorbim mai general, nu vorbim de matematică. Da, deci, sau iar se mai întâmplă o chestie și nu reușesc să-mi dau seama. Comuna Sânduleni, o comună la 30 de km de Bacău, 20 de km de Onești, vorbim în momentul de față de anul ăsta copilul face o materie cu un profesor, la anul face o materie cu un alt profesor. Deci trebuie să vedem unde e problema. Bine, dar aici e simplu, nu depinde de imunitatea școlară. Păi nu, dar vorbim de în ritmul ăsta. Eu zic că nu se poate face performanță. Dar nu este vină unității școlare. Acum este... Păi, nu, dar trebuie să vedem, școlare. Să punem problemele față în față. Unde sunt problemele? Ce scârție? Că, într-adevăr, eu am trecut și unde au fost profesori. Într-a 5-a faci cu un profesor, într-a 6-a cu alt profesor, ăla, materia aia nu, n-ai să știi niciodată. Deci fiecare vine cu stilul lui, fiecare... Deci... Aveți dreptate, dar există o metodologie de mișcare a cadrului didactice, unde acolo vedeți, peste tot, pensionarul a avut prioritate în fața celor care, să zicem, are cineva unii... Da, dar e problema că salariile sunt cum sunt, nu e o ghesuială foarte mare și încă trebuie să spunem mulțumesc că mai sunt. Nu, no, nu. No, no. Nu putem să spun așa. Deci nu, să-mi ia 5 copii, 10 copii, nu. Nu știu, nu, dar trebuie soluționate și văzut. Este o ofertă mai bună și n-a fost. Deci trebuie să vorbim față în față cu persoanele și aduse. Deci nu să băgăm tot învățământul la un loc. Deci trebuie regulat. Am spus că persoana X nu e ok. Există un regulament de funcționare sau ce faci? Se poate așa. Este vorba de cuantificarea rezultatelor copiilor. Atât timp cât vine școala. Deci nu ați aprobat sau nu aprobat, eu am inițiat acest proiect. Dar nu pot să aprob. Dar, domnule, plătesc tot abonamente. La sfârșitul anului, pe data de 15 iunie, conform recordului muncii, drepturile coactive, plătesc toți banii. Toți banii, toată la vedea dacă dați. Dar să-mi ia 50%, cum zice Nea Vasile. Adică mi-a matematică. Deci eu nu spun că nu dau, dar măcar 50%. Scrie un debat, putem să facem treaba asta? Dar cum să nu? Cum să nu? Putem să le dăm bani? Dar cum să nu? Eu cred că nu e ok, că n-am bani. Nu știu, dați un exemplu de comune unde nu se dau bani. Iar vorbim. Deci, și ar mai fi chestia asta, ne aduce mai tare de răbări. Nu, aici era... Nu, dar... Sport sau ala... fac naveta și aia ca și aia de matematică. Am că ea n-au răspundere ca aia slavă. Nu e treaba noastră asta, dar dacă mai facem o chestie și nu plătim, în tot județul se plătește. Dar cu dumneavoastră, dacă apucăți aprobați, dar ne-am văzut la libertate. Nu poți să plătești de la 10 copii din 44. Nu poți. Adică, fericitări, doamne, profesoare în mână, doamne profesoare, domnul Cinșmașu, dar nu se poate. Adică am avut cadrul din care a plecat de la mare în luna mare. Ce vorbim? Adică,
Deci eu nu spun că nu dă. Nu zic să nu aprobați. Dar măcar să ia 50% la sfârșitul anului. Și conform codul muncii, eu pot să dau toți banii din urmă. Nu e nicio greșeală. Dreptul retroactive. Adică, domne, primăria cu singur local ne dă toți banii. Dar vrea să ia măcar 50%. Nu am pus 80%. Nu am pus 90%. Adică îi condiționăm și pe ei. Domne, îmi fac orele să-mi ia 50% când dă primăria bani. Dar așa cu 10% procente cu probabilitate, nu poți. Acum, dau un exemplu. Un copil din 22 sau din 24 de copii la matematică. Exact. Nu se poate, domnule. Un copil din 24. Adică, eu vreau să spun doar cadrul didactic. E o rușine, totuși. E o rușine, totuși, unul din 24 de copii. Aveți copii și dumneavoastră. Eu vă spun că n-ați acceptat niciunul. Un copil din 24. Da. Deci supunem la vot. Supuneți-l. Aprobă. Cine de acord? Ridicați până cu ce mai spus. 1, 2, 3, 4. 4. Pentru 4. Sau cu condiția care am spus-o eu. S-a pus o tare Vasile, acum dacă ești de acord. Deci... Dacă l-ați primat la anul 2017, 2018, ia 5%. Exact, de acolo. Păi ce zice? Asta am spus, dar și vorbit de când. În dreptul lor trebuie să vedem. Este dreptul lor, dar toți banii, da. Toți banii. Nu se poate 10%. Dar chiar 15%? Mă, fă, ca 5, am 40 bani. 40 de bani. 5 copii din 50 sau 45 tot. Sau acum am... Ce facem acum? Deci propunem pentru data următoare să vină în cadrul ședinței. Pentru că am spus, avem acum aproape 2 ani și n-am cunoscut niciodată problemele școlii într-o ședință a Consiliului Local. Păi nu, cine cu un reprezentant din școală să vină 2-3? Adică să vedem și noi care sunt problemele cu care se întâmplă. Să pot să înțeleg și eu. Solicitați scoaterea de pe ordinea de zi. Nu, nu, s-a votat cum se dea. Nu știu de ce. S-a votat, dar trebuie să mai punem o dată pe ordinea de zi. De ce? Mai inițiez un proiect, nu mai am voie să mai inițiez. Deci, patru sunt pentru abținere. Nu se abține nimeni? Împotrivă? 1, 2, 3, 4. Dar l-am mai specificat. Sunt de acord, dar... Așa. Poți să mai ridicați o dată, mă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 împotrivă. Deci nu a trecut proiectul. Precizați totuși ce zice domnul Geron. Da, trecut aici. Se plătesc cu condiția ca 50% să ia toate sumele. Sunt de acord să plătească toate sumele la sfârșitul anului 2017-2018. Dacă ia ca 40%. Cine vă s-a plătit cu ziua acasă. Da? Și dau un exemplu, alte se fac pe zi la hângrețarea două prăjini. Așa zice normativul, da? Și vă plătesc și face 50 de metri. Îi dați 70 de lei în ziua respectivă? Nu-i dați. Adică, dom'le, n-ai putut să faci două prăjini, că atâta sunt. Faci o prăjină. Uite, îți dau 50 de lei. Sunteți om de afaceri. Adică dacă nu faci nimic, cum să-ți dau bani? E logic. Este o, aici e o comparație total greșită. Nu se poate compara. Că aici trebuie să luăm în calcul mai mulți factori care aduc în cauză subiectos. Nu mai vorbim că se învață în două rânduri, orele sunt mult mai mici, nu se sună bine, că se sună de ieșire. Deci, v-am spus încă o dată, profesori care vin an de an, alți profesori, deci trebuie analizați și să vedem care sunt factorii care duc aici. Să analizăm puțin situația în toată zona. Dacă situația... La școală, un singur lucru, că știți că am fost profesor de matematică și din 24 mi-am luat 22. Și 5 copii așteptam să-mi ia 10, da? Primul criteriu de a... copil de matematică, un copil la obiectul matematică să ia nota 5, este de a face câteva ore suplimentare pe un anumit program. Întrebați-vă, rog, la școală, picozitate, solicităm în scris un program de recuperare sau de pregătire a elevului ca 8. Și vedeți că niciun profesor, în afară de doamna profesoară de română și cei care au avut rezultate, profesoara de română Ciubotaru, doamna Păsraru și domnul Cejmașu. În rest, nimeni nu a avut nicio oră de pregătire sâmbătă. Adică ce vorbim? Și acum vă întreb altfel. Ați nominalizat și niște persoane cu rezultate. Ce vină au ei că, virgulă, colegii lor nu-și fac treaba. Ei vin și au făcut orele, au rezultate
și nu-și primesc bănuții. Și cum ridicăm nivelul lor, nu, dar vă întreb de ce... Găsiți dumneavoastră o modalitate prin care să repătiți la domnul învățător, care i-am dat și în ședința de Consiliul de Administrație, de acordare calificativelor, acolo a fost foarte simplu. Cui să-i dau calificativul foarte bine, adică am ținut cont. Dacă elevii de la clasa 8-a, de la Sănurel, au luat 24 la mână din 24, am întrebat cine a fost domnul învățător. A fost doamna X, da? Și a dat calificativ. Cine a fost educatoarea cu tare? A dat-o calificativ. La celelalte cadre didactice nu a votat nimic, doar nu am ținut. Adică asta înseamnă un fel de protest. Nu sunt în măsură să cuantific rezultatele unui profesor de istorie. Dar eu un protest, adică a se sesiza că totuși trebuie să ridici nivelul cu copiilor. Bine că sunt și generații și generații. Dacă asta cred că știți mai bine. Acum, dacă nu ia bani niciun profesor, nu ia niciun bani. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea drepturilor către domnul Marin Vasile, aproape de 180 de metri pătrați, teren post construcție, situat în Dragoa, în Sfatul Sâmbure. În 2014, Curtea de Conturi Bacău a sesizat 22 de persoane care au ocupat suprafețe din domeniul public. Și, în general, sunt persoanele din zona... Noi nu prea am știut atât de bine legislația, atât de bine domnul secretar s-a ocupat, am încercat să facem ridicări după, nu prea am cunoscut atât de bine legislația, dar și legislația este ambiguă. Chiar și astăzi cu domnul secretar discutam, domnul secretar, ce facem? Vindem sau concesionăm? Și, sincer să fiu, eu aș fi pe plac să vin de tot. Dau exemplu de casa ăsta, Ghibirică, magazin. Magazinul lui Ghibirică este de domeniul public. Da? Tu acum ce faci? Îi concesionezi această suprafață sau eu vinzi direct? Pentru că n-ai cum să îi dai jos casa. Și să vă spun de ce. El are autorizații de construcție eliberate de primăria să îndure pe suprafața respectivă. N-ai cum să vii cu executorul să îl dai jos. Și atunci ce faci? Îl concesionezi cu 49 de ani sau îl vinzi direct? La valoarea prețului pe metru pătrat existent în acest moment. Concesionez, pentru că ai mai multe câștigă. Dar nu ai din multe câștigă, dacă și la concesionare am pus același preț. Ca și la vânzare. Păi da, dar concesionez mai bine ajutează. Dacă vine cu toată suma, nu ai ce să-i mai jorezi. De exemplu, eu vin, spuneți domnul secretar dumneavoastră, la 1000, la 180 de metri pătrați, el trebuie să dea 1260 de euro. I-am pus prețul maxim de 7 euro pe metru pătrat, cu cât se vinde acum. Uite, aș plătești 40 de ani și îi stăpân de mâine, dacă e rând. Ei, concesionar, nu-i stăpân. A, dar nu, dar așa vin. Îi stăpân de mâine. Și se poate și bine, nu? Se poate și bine. Și mai bine așa? Nu știu, domnul secretar. Dar trebuie cum vrei să plătească în fiecare an, așa nu-mi plătești, doamnă, nu mai întreabă cu voi. Că până la urmă nu e o sumă atât de mare. Văd mai ajunsare, așa... Că la un moment dat stai și te gândești, domnule, interes sub incidența legei, că vin jos... Deci eu am evitat vinderea de teren. Da, dar e o suprafață care omul are locuința acolo. Tu nu poți să-i dai casa aia jos niciodată. Deci n-ai ești care a sesizat-o domnul secretar și pe bună dreptate, domnule, cât e metru pătrat aici? E între 3,50 de euro intra și 7 euro de euro. Până 1500 de euro prăjina, corect? Corect. Și atunci zic, domnule, pune maxim. Dar noi nu avem un raport de evaluare pe valoarea respectivă, dar pe concesionare am. Dar Consiliul Local, chiar dacă ai un raport de evaluare pe anumite suprafață, îi pot aproba suma respectivă, la propunerea primarului. De exemplu, la propunerea mea, concesionarea este de 7 euro. Și de câți ani? Pe 49 de ani. 450 și eu are 160 aproape, ce nu mai plătești? Să o dă nimic. Da, deci aici eu are detalii de mai bine. Dacă îi concesionezi, banii ăștia se duc în 49 de ani. Dar dacă le-ai fi vândut, nu le fi luat ce mai iei toți bani. Și dai toți bani. N-a fi mai bata de 100 de mii decât. Domnul Zanat, da, ce nu, așa, după aceea avea, da. Ce așa, vedeți? Sau să zice și pune un milion. Nu, ziceți și dumneavoastră, că e o problemă pe care... Până la urmă l-am descurcat pe om de problemele astea, de concesiune, și îl plătești odată și... Și nu a scăpat din nici dorința lui care este. E o problemă. Deci el poate acum să vină, aprobați concesionarea, iar, dar el nu poate să mai vină cu altă cerere, să zicem, de cumpărare. Dacă nu ați fi pe vede ce acum un contract, nu că are pensiune. Are un timp, când e. Rămâne la decizia dumneavoastră.
Și la decizie. După... Dacă ai să-l cumpere sau mai ales. Noi punem ca și cum. Și ce-l cumpere. Da. Nu sunt numai el. Sunt 22 de situații sau 28 de situații. Păi da, dar toate situațiile sunt perfect similare, poate pe intravenant, unele sunt mai delicate și poate sunt pe intravenant. Nu, poate. Ar dori și ceilalți să le cumpere și poate. Acea situație face și cu ceilalți, da. Păi da, dar să nu fie și alte situații mai delicate. Deci nu știu atât să-l cumpere. Da, și poate nu chiar toate ar trebui vândute, depinde și de cazul. Aici să înțelegem că n-am avea ce să am luat ca și gula. Da, dar ei ar veni cu un precedent și pe urmă spune la ăla ei, da, voie mie nu, dar poate unul dăm concesiune, e de vândut. Analizați și analizați situații de la situații. Da, asta este o situație, analizați situația asta. Ceilalți care v-au venit cu altă situație, analizați situația asta. Da, eu nu sunt... Calitate și domnul mare. Calitate. Că dacă unul are o gherie cu un potențiu de găin, poate nu este teamă să-ți apropi potențiul de găin. Calitate. Să-ți vând potențiul de găin. Păi să-l luat nici bani. Da, poate are bani. Da, e situație de situație. Nu, părerea mea trebuie să vorbească cu toți care sunt în cazul ăsta, și îi puneți întrebare, băi, vrei vândut sau concesionat? Dacă e concesionat de 50 de ani și nu știu, deci, se ceva cu genul ăsta, i-a dat cererea lui, sunt la legea sau legile aplicării fondurilor asta sunt la rezerva comisiilor comunale. Este la marginea drumului. Da, dar la marginea drumului sunt o grămadă de terenuri care sunt la rezerva comisiei. Să nu intrăm sub incidența legii. De asta fac observația. Concesionăm atunci. Sau consiliul local. Ce document stă la baza proprietății? La inventariat, acum ultima oară. Dacă primăria poate lua în inventar, orice suprafață de teren, trebuie să luăm multe grăbiri de oameni, să luăm în inventar și să-i creștem în proprietate. Care nu au acut el. Cam tot acolo vine. Pentru că acolo a fost terenul acela. Eu, după Revoluție, el a construit. Deci terenul, automat după desfințarea acela, eu a trecut la Comisia Comunală. El a construit, de fapt, care și el teren acolo. Dar nu are toată suprafața drept în titlu. Și dar suprafața nu vreau să optai. Nu mai are clasa lui atâta. Păi nu, dar e același teren. E vorbim de aceeași toată de teren. Și în situația asta, iar rămâne la Comisia Comunală. Eu fac observația asta pentru că să ne gândim bine să nu încălcăm legislația. El dacă ne dă în dreptate, Consiliul Local plătește. Că nu e vorba de mamă. Da, problema este și de sus de taxe și impozite. Am 29 de persoane. În Calcuta, de cortul mi-a spus, concesionarea, spuneți, domnule, suprafața o este în tine. Da, dar trebuie să fim proprietari. Păi am introdus în inventarul drumului. Dar toate drumului. Deci eu, v-am zis, e o situație ambiguă. Nu știu. Păi, ce să zic? Păi totuși trebuie... Eu am mers pe zona asta, de ce? Este domeniul public. Am postat un drum fiind aproape de drum. Nu mă duc în grădina omului, că atunci nu poți să-ți dai seama. Dar introduc. Dar e o situație, adică nici el nu poate să-și facă acte. Eu nu pot să respect decizia curții din cortul, eu acum cred că îl iau amendă. Domnul secretar, pe chestia asta, că zi 3 ani de zile, când am făcut nimic.
Exact, de aia mi-a spus, n-am făcut nimic. E discuția asta o fost întotdeauna. Păi, ies din domeniul public. Am trecut în domeniul public, dar au făcut o... Ies în rezerva comisiei locale. Toate supravizele care nu au fost date sunt în rezerva comisiei. Ce faci? Și am trecut în domeniul public ca să pot să rezolv situația. Nu știu dacă e bine sau nu. Păi noi avem mulți așteaptă să vedem ce rezolvă va fi după încheierea procesului de retrocedare. Că sunt mulți cetățeni, și să nu le cunoaștem în situația lui Ibn Albasa. Sunt foarte mulți. Vreau mai pus și întrebarea asta. Și eu am fost întrebat la de ce, prin ordinul prefectului, până la 1000 de metri pătrați, s-a făcut. S-a făcut treaba. Nu, la mine mi-am făcut. N-au avut probleme cu bunul. Le dea spune până... De ce nu s-a făcut? Până la 1000 de metri pătrați. De ce mi-am făcut, da? Poate că nu știu. Înseamnă că nu, nu. Aia nu știa ce trebuie de aici. Autorizația nu e nică, trebuia să ai înainte din... Nu a putut să facă la acestea bune. Trebuia să ai întâlnit cu decizia Consiliului Local. Erau niște criterii. Trebuia să faci dovada unui documente, mi-am văzut. Și nu totul fost să faci dovada unui document. Un document care era, era văzut că e cumpărat înainte de 80 de ani. Al doilea document era să aia... Dar asta pe teren, era asta. Se fi făcut o altă... Și din ordinul prefectului mi-a dat 780 de metri pătrat, iar în grădină nu se facea probleme. Dar am grădină la bunic. Dar am grădină la construcție. Da? Da, dar ghibinii care au dozat în construcție 93, nu 85. 86. 86, da. Vedeți? Sunt speții diferite. Dar nu înțeles și eu întrebarea asta. Iar ca să fi făcut titlul de proprietate, trebuia să îl solicite Gheorghe în 91. Atunci putea să-i mai fac un titlul de proprietate. Putea. Atunci. Dar nu solicitat. Ei, nu știu, vreau să iau. Nu avea magazin, mă, pentru că nu avea. Nu avea magazin? Nu avea 91. Ce avea magazin? Nu avea 91. Dar avea 91. Eu, poate ar trebui să lăsăm... Trebuie așa, nu? Se rezume cumva. E o situație cu v-am spus de la ce vot. E un tema ambiguă și nu știu. Nu se le da, spuneți, vă urmează. Deci, permite-te. Să concesionăm? Deci, da, permite-te. Pentru că era ocupat de datul construcției și nu se permite concesionarea directă. Ah, ok. Dacă e ocupat, e ocupat. Nu e ocupat. Este ocupat. Inclusiv ocupat. Acum, mai ales are autorizație. Concesionarea. Iar e foarte rezultare. Sigur, proprietatea noastră sau nu? Este sigur. El are ințul ca fața. Păi dacă e proprietatea mea, nu știu să o concesionez. Nu, bine, zice că poate să fie, dacă e în domeniul public, pot, dar dacă e rezerva comisiei locale, nu-i putea să concesionez. De aia că trebuia făcute documentații ca să treci de la rezerva comisiei la domeniul public. Și după aia concesionez. Păi... Da, da. Domeniul public este în gărdurul, poate. Este interpretat. Păi, dar rând de drum sunt atât de fereză. Deci, de-o plus secretar, se poate concesiona sau așa cum spune? Deci se poate concesiona. Aprobăm concesionarea sau nu aprobăm? Nu știu, nu știu, dar... Din oraș și punem la post. Aprobăm concesionarea sau nu? Cine vrea post? Pentru concesionare. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Împotrivă? Sau abține? Abține. Una, două, trei. Trei abține. Înseamnă că nu lipsește un vot. Deci 8 și cu 3. Nu mai găsi nimeni. Nu-i 4 abține. Deci trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de concesionare a proiectului de teren ocupat de lucrările de investiție, puncte auto și petrolul pe felul cazul. În punctul Matei, Comuna Sandului, în parte de Rabia Minora, are o... Cazul. Da, e o aflat de proprietatea publică a statului român și administrarea pe român. În certificatul de urbanism, e de la, cu avizul specific de specialitate, se precizează obținerea anumitor avize. Unul dintre avize este avizul de la direcția APE Siret sau de la APE Bazinat. Ei, ca să poți să faci executa lucrări pe suprafața pe Alba Minoră, trebuie să concesionezi o anumită suprafață de la ei și trebuie concesionată suprafața. Fără concesionare nu se poate construi. Și vreau să plătești? Da. E dublat, îi concesionezi la tot. Deci cum ți-e liberează avizul de amplasament?
Avizul? Avizul? Fără concesionarea asta, avizul nu. Corect. În suprafață de nu știu cât, 100-100, 200-200, 200-200, 200-200, 200-200. Dar să iau lungimea lățimea polului sau nu? Nu, nu, e ea și organizat, deci am trebuit puțin mai lați. De exemplu, poți fac 110 metri. Ai 110 metri, 124 de metri, dar nu ia 110 mulțit cu 6 metri câte lățimea. Ia stânga deapă, 2500 de metri pătate. Nu am aprobat acel sfânt de teren, având în vedere că nu am avut raportul de expertiză. A fost un gând la parte de expertiză, unde sunt la parte de expertize, pe cele două, am angajat de continuarea să nu e, el ne dă 50 de metri, eu îi dau 50 de metri. N-am fost de acord, deci ne tălângălim de foarte mulți ani, pentru că el ar fi vrut, eu îi să dea 20, eu să-i dau 40. Nu, domnule, nu sunt de acord. Pentru că nu pot, nu sunt eu în măsură. Eu îți dau 20, tu îmi dai 20. Eu îți dau cât de mine, 46 de metri pătrați. Tu 46 de metri pătrați. E vorba de... Ciocară. Da, ai un point. Ce e de acord? Uitați, este o situație care trebuia să se facă de-a lungul timpului. Foarte multe persoane au intrat, s-au lăgit, este o situație corectă care s-a făcut. Și atunci, ce vreau să spun? Oamenii au fost corecți, ciocanașii. Deci nu au intrat în spate. Acum ei știau că sunt la poliție. Dacă știau că este amenimărit, după oamenii au intrat. Bozantic, să fie așa. Te faci ceva acolo? Poți să faci ceva acolo. Nu o parcare pentru zona așa noi. Poți să faci ceva. Ce? Când o vezi, când documente, Nenico știu mai bine, s-a reîntaburat și cu acordul poliției li se... Și în funcție de vârstă.
în funcție de bugetul alocat. Dar în momentul când un angajat are 12% scop de condiții promotoare, am încercat echilibrarea, să și ia și sume restrictive. 12% din 12% înseamnă în eu dacă îmi dau 20 de lei pe zi, deja mă duc la 5 milioane jumate. Eu nu mai știți cum este că acum cu indemnizația toților? Astea sunt fixe sau? 10% fixe. 10%. Dar nu, depășesc foarte mult nivelul față de celălalt angajat și la fel. N-ați înțeles. Deci în funcție de buget al a, 10 lei pe zi. A, poți doar numai 5%. Nu, 10 lei. Poți să-i dai 2, 3, 5 zile, o lună, 2, 3. Ce buget aveți, mă? Da. Dacă sunt bani, cum ar fi început? Dacă sunt bani... Da, corect, 10 lei pe zi. 10 lei pe zi. 10 procentul mai mic și dați în permanență. Așa, echivalent la 10 lei. Unul dai 5 lei și 10 lei. Da, ce dai 5 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 lei. Domnul secretar zice așa că de directive. Astea sunt reclamate. Ați înțeles cineva, nu de către mine, quantumul lor. Și îmi spune clar care este valoarea lor. Eu știu că nu a trecută, dar ați venit cu valoare de 10 lei pe zi. Nu am venit. Nu, nu poți să mă duc pe 25 lei. Nu, 25 de lei, nu, pentru ce mă înțeleg. Deci 5 lei pe zi. Nu ar fi corect să depășesc nivelul de o primărie, spre exemplu. Deci, am plătit la nivelul personalul, poliției locale se acordă în limita bugetului aprobat cu această destinație. Ok. Atunci puneți o sumă fixă pe... Nu. No. Cum? Păi stabilită cum va trebui. Domnul secretar, vorbim și foarte rău. Dați-le 25, luna asta, luna viitoare ceva, dacă nu mai vine, nu mai vine. Dacă nu vrea, e echilibrat să fie... Getul ăsta a venit de acolo. Dar e bine așa. Am stabilit cu getul că păi ești. Dar s-a venit de cine, dacă n-ai plăgat în buget niciun lucru. Dar să nu pot să trebuie să răspundă. Ai chestiile de personal. Nu face n-ar deci, așa e prevăzut și acolo, la limita bugetului, prin aprobare. Cu această destinație s-a spinat. Nu, discutați, se poate spate de procurație. Da, propunerea este ca să scoate din ordinea de zi punctul 8 pentru următoarea ședință. Următoarea ședință. Pentru clarificări. Ce clarificări? Ce clarificări? Domnul Coceanu, bine că propunerea de aia se scoate din ordinea de zi pentru o altă dată a punctului 8 privind aprobarea doamnei secretare. Cine e pe? Problema este la drumul la comun acces aeroport, unde sunt la drumul, întreține drumul comunal de 53 sau mai rog 40.000. La Vârșești, la continua lucrării de execuție, lucrări, apostamente sau efectuat lucrările aerone necesare încă 30.000. S-au diminuat anumite credite și s-au suplimentat în altă parte. Ați citit nota de fumătare, dacă vreți, vă dau fiecare, fixa dată.
Deci, da, mișcăm în cadrul același capitol și pe capitol diferite. Adică în cadrul același capitol în dispoziție, iar în capitol diferite, din hotărâre de Consiliu Local. Că nu poți să iei bani din capitol pe celălalt dacă nu ai hotărâre de Consiliu Local. Acum, singurul lucru pe care suma pentru copii de la școală, pentru anul 9. Anul trecut au fost 11 lei, anul ăsta propun 12, sau când propuneți dumneavoastră. Că știu că anul trecut de 11 lei chiar a fost un pachet mărișor, să știți. Îți spune 12 lei, 12 lei. Nu pot să vedem. Deci eu pot vedem asta aici, nu. Chiar dacă nu am, dar am nepoței. Dacă ne ajung, avem 30 de mii cu totul și nu ne ajung pentru ceilalți. Dacă nu mai va mai fi o rătăzare, da, pentru sărbători de iarnă. Eu le dau și 20, dar nu sunt bani. Și adică să facem ceva și nu putem, mai bine... Cine era pe acolo? Acum tu ți-ai zis așa. 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 Eu sunt de acord, dar dacă nu mă trebuie de acolo, noi nu putem scoate. Deci nu putem, vedeți. Nu. Nu mă trebuie făcut. Dar știți cum se face? Din cum primară. Știți cum se face? E o altă mizmă. Care are, are, care nu are. Bine, spune-mi, îți faci plătii. Să nu faci plătii. Nu, 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 deci, atunci declar ședința închisă.